Hei, salutare dragilor! Bun venit la un nou episod din Minecraft CoFG. Mulți dintre voi mi-ați spus că în această cutie eu aș putea să găsesc, nu în asta, în asta, aș putea să găsesc o magie pentru, nu, pe asta mi-am pus-o eu deoparte, cu Aqua Affinity. Cred că m-am uitat de trei ori, dar mai mă uit o dată cu voi. Deci Infinity, nu Aqua Affinity. O magie pentru cască. Uite, asta are Respiration, e bună. Dar Aqua Affinity nu avem absolut deloc. Așa că m-ați păcălit puțin. Eu cum mai ies acum? Fără să te lovesc. Poți să știu? Hm? Pe aici. Pe unde ies tot timpul. Fără să-i lovesc. Tâng, tâng. Așa. Mai erau niște zombi aici, pe care i-am omorât. Am fost și am mai făcut niște levele pe care o să le consum, dar nu le consumăm astăzi împreună. Astăzi facem un lucru foarte frumos. M-am echipat cu tânc, niște glowstone. Hai să facem la nici să nu apară monștri. M-am echipat cu niște glowstone, fiindcă vreau să ne organizăm niște cărări pentru noapte. De tine chiar nu am nevoie acolo. Tuc. Și ai ajuns aici. Tuc. Bun. Hai să punem și pe aici momentan niște lumânărele. Tâng, tâng. Bun, ce bine că erai doar tu. Bine că nu au fost zombii să se ducă sus la săteni sau ceva de genul. Ăla oricum a dispărut iar, nu înțeleg cum. Dar astăzi facem iluminatul, facem nocturna. Și pentru asta avem nevoie de niște glowstone. Ce mai avem noi nevoie? Uite, mai vrem să folosim... Vrem să folosim niște ierbuță. Oak leaf... Spruce. Oak. Ia, veniți voi puțin încoace. Să vedem cum arătați. Pe ce am eu silk touch? Pe... Fortune. Nu. Cred că am avut silk touch pe unul dintr-o poare. Ia să vedem cum arată astea. Pam. Și cum ne-ar plăcea cel mai mult? Stai așa, că avem aici o mică problemă. Graphics fancy. Bun. Și acum se încarcă iar toată harta și iar ne va sacada. Cred că a rămas pe fancy de la... Hai că se încarcă. Cred că a rămas pe fancy de atunci, de când am avut pe fast, de când am făcut live stream-ul, fiindcă atunci trebuia să și înregistrez și să și... și să și streamănesc. Dar care ar fi mai drăguțe? Cred că astea mai închise. Oricum avem mai multe. Oulu. Dragilor, țin să vă spun că sunt din ce în ce mai răcit și s-ar putea să fac multe pauze de strănuturi și tușituri. Bun, hai să vedem cum ar arăta dacă noi, de exemplu, am pune... Pe aici, tufișuri, pam, 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 de jur împrejur, tânc, tânc, tânc. Cred că ne-ar prinde foarte bine să silk touch. Ia, silk touch, mă, că vreau să te iau cu mine. Dacă amestecăm și alte frunze, ia. Pam. Drăguț. Ar trebui să-mi iau o... Am eu cumva o carte cu secta să pun pe o... Power. Silk touch. Dacă aș avea o carte cu secta, și aș pune pe o foarfecă. Știți ce știu eu?
Haideți puțin cu mine pe aici. Pe aici. Oricum e bine să învățați și voi harta, fiindcă în curând va fi și a voastră, nu? Cred că de-abia așteptați. Sincer să fiu și eu de-abia aștept. Deci, cum ziceam, ăsta a dispărut. Trebuie adus înapoi. Dar nu o să-l mai aduc prea curând. Hai să luăm... Te luăm niște diamante. Tum, pidum, pidum, pidum. Pum, 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 pum. Bun. Unde ești tu? Silk, nu. Unde ești tu? Silk. Ah, tu ești. Silk touch. Ah, dar îmi trebuie și cărți. Imediat. Și am făcut 4 schimburi, avem silk touch. Unde sunt? 1, 2, 3 și 4. Da, să le punem aici la îndemână. Și mai încercăm o dată de 4 ori. Cred că 8 deocamdată ne ajung. Ia. Pam? Nu. Mi-a dat doar 3 de data aceasta. Dar... Bun, s-a reîmprospătat. Și încă o dată... A, și uite dacă aș... A, da, nu. Hai să vedem ce mai avem aici. Ăsta a ajuns la capăt. Deci tot timpul când avem aici name tag, a ajuns la capăt. Projectile Protection Infinity. Hmm. E drăguț, oricum are silk touch. Așa. Hai să punem silk touch pe o foarfecă. Și să facem rost de mult mai multe frunze de oak, că din acelea nu prea avem. Unde avem noi foarfecă? Uite, aici avem o foarfecă. Pam. Foarfecă. Am făcut-o. A, și dacă aș avea și... Ia. Efficiency, nu. Poate am protection, poate am unbreaking. Uite, asta este unbreaking. Hai să vedem cum o punem să nu ne pună... Ia, unde am pus-o? Unbreaking. Asta este. În primul și în primul rând vreau silk touch. Bun. Avem silk touch. Și acum unbreaking, fără să ne pună looting-ul. Silk touch unbreaking. Perfect. Yay. Și cu asta... Mergem și facem ravagii și facem rost de multe frunze. Stai să ne golim inventoriul. Aici. Tung, 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 tung. Bun. Și aici. Tung, 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 tung. Așa. Avem 1, pardon, 2, 3, 4 stack-uri. E, și cu astea mergem să facem rost și de frunze de oak. Ca să avem și de-alea, că... Pare foarte interesant așa schimbat, adică să se spargă, cum avem aici cu albul, să se spargă puțin textura. Probabil că vă întrebați, hei, Avgât, ce faci? Pui frunze pur și simplu așa, dacă se ofilesc. E, dacă noi punem o frunză pe care am cules-o cu silk touch, indiferent cu ce unealtă, aceasta are un status, dacă ne uităm cu F3, vedem că aici în T, așa, apăsăm T, aici zice că nu poate să se ofilească, fiindcă e pusă de noi, ceea ce este superb și asta ne ajută foarte tare să putem să păstrăm frunzele de la copaci pe post de tufiș sau... alte aranjamente, dacă punem, de exemplu, un... Ia, că parcă avem pe aici. Nu, nu mai am. Dacă punem, de exemplu, un țăruș dintr-un gărgi și două frunze, poate să iasă un copăcel foarte drăguț. Ceva de genul ăsta. Pui aici un băț deasupra un copăcel. Poți să-l faci și mai înalt. Tânc. Poți să-l faci și de culori diferite, cum l-am făcut eu. Sau poți să faci unul mult mai barosan. Să folosești un trunchi și de jur împrejur să pui frunze. Tânc. Cam așa. Și deasupra alte frunze. Tânc, 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 tânc,
stâng și una în vârf. Hm? Să faci un mini copacel din acesta. Hai că nu ne trebuie arcul. Eu zic că arată foarte drăguț. Și dacă îl facem pe ăsta, de exemplu, undeva, ia să ne luăm noi... Unde-i toporul? Uite toporul. Punk. Așa. Hai că pe tine te las aici. Hai să vedem... A, uite cum am făcut aici. Hai să vă arăt cum am făcut acest rând de tufiș de jur împrejur. Hm? Eu zic că arată bine. Evident că trebuie ridicată și casa, dar toate la timpul lor. Dar deocamdată eu zic că arată bine dacă facem roșii de niște liane dintr-o junglă, să le putem să atârne acolo frumos, elegant, ar fi și mai tare. Ce aș vrea eu? Niște ierbuță. Dar nu știu pe unde mai am. Nu mai am pe nicăieri. Cred că trebuie să mă duc la sursă. Să vedem câte mai am. Câte iarbă mai am? Mai am... Nu, aici, aici. Oh, hai că am destul. Cât am luat? 28. Avem oricum. De-aia... Eu am luat un stack și avem oricum 28. Bun. 28 oricum îmi ajungeau pentru ce vreau să fac acum, dar mai bine să le avem la noi. Ia să încercăm noi să facem aici la văcuțe ceva foarte interesant. Un copăcel similar cu cel pe care l-am făcut acum. Să mai mărim puțin aici suprafața. Nu cu tine. Cu tine. Pam, pam, pam. Tâng, tâng. Și să devină mai uniform așa puțin. Lopățica mea e aici. Așa. Nu. S-a dus și ăla. Bun. Hai să încercăm să facem acel copăcel. Uite, dacă îl punem aici, tânc, și punem, cum ziceam, un bloc în mijloc, putem să facem un copăcel foarte drăguț. Și, având în vedere că noi vrem să facem iluminat, hai să încercăm să punem un iluminat la mijloc, să vedem cum iese. Tânc, așa, și ne ajutăm de aceste blocuri, așa, pam, 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 țac, hai să vedem cum arată, îl vreau în primul rând pe ăsta înapoi, așa, și toporul e aici, hai să vedem de la distanță cum arată. Tâng. Hm? Arată binișor. Dacă pun eu globul puțin mai sus. Ia, pam. Silk touch. Bun, super. Ah, s-a dus ăsta. Așa. Ce-am zis? Da, globul puțin mai sus. Să-l punem aici. Globul de cristal. Shunk. Așa, și aici iarăși ierbuța. Tufișul, frunzulițele. Ia să vedem cum arată așa. Arată bine, nu? Și cu ocazia asta putem să renunțăm și la torțele. Punem altceva. Torțele, ca să nu arată foarte urât, putem să le punem pe colțurile de la garduri. Dacă se dă și văcuța asta, mulțumesc. Și tu aici, bun. Eu zic că torțele arată relativ ok pe colțuri, la garduri. Dă-te, dă-te, dă-te. Tânc? Nu. Tânc? Bine că ți-am pus-o în gât. Așa. Aici nu mai este neapărat nevoie. Uite, aici mai am încă o torță pe care vreau să o rad. Și aici. Și cred că insula aceasta este relativ asigurată de monstruleți. Hai să vedem cum facem... Cum facem podurile. Deci am văzut acolo la clădiri. Putem să mai facem pe locuri la insule câte un copăcel din ăsta. Dar podurile, aceste traverse, aceste transversale, nu știu exact cum să le fac. Uite, aici, de exemplu, pot să mai trântesc încă un copăcel din acesta. Aici, pam.
Pam, pam, pam. Așa. Și pot să-l fac direct pe asta. Nu cred că arată foarte urât. Ia să vedem. Dacă pun aici... Hai să fac cu din asta de oak. Aici o văd. Aici o văd. Aici și aici. Bun, și aici pot să vin deasupra. Pam. Ia să vedem. Așa. Cred că trebuie să mănânc ceva, că nu prea mai pot să mai alerg. Ia. Să vedem cum se vede de la distanță. Eu zic că se vede foarte frumos. Voi ce ziceți? Eu zic că se vede chiar foarte interesant. Putem să încercăm și încă o fază în plus. Stai să mănânc ceva să pot să alerg. Așa, pom. Și încă un strat în plus. Cred că e foarte interesant și dacă mai vin încă unul aici și tic-tic și mai trântesc încă un vârf să fie mai țuguia puțin. Nu. Nu, acest lucru nu ne place. Tic. Unde te-ai dus? Nu, am muncit pentru tine. Da. Dar așa cred că arată bine. Arată bine. Uite, și ăla arată bine. Văcuțele sunt fericite. Hai să vedem cum facem transversalele astea. Ne trebuie iarăși... Nu, că din asta am... De asta. Să putem să mai alternăm puțin. Pam. Ia, dacă eu am fi aici un glowstone... Și pun asta peste. Și-l și astup să nu fie prea urât. Tung. Hai să vedem câtă lumină ne-ar oferi acest glowstone în sine, el doar. Deci, aici, dacă suntem, ne dă 13. Aici am 12, 11, 10. Luminează până aici. Deci, de-abia aici ar mai fi un pericol de monstruleți. Aici, nu? Bun. Pot să fac așa. Încă un tufiș pe lateralul acesta. Ia să vedem. Cum arată? Arată urât? E prea evidentă lumina? E prea evident iluminatul? Voi ce părere aveți? Ăsta clar, aici mănâncă din drum. Ăsta sigur nu avea ce căuta aici, dar pot să pun unul aici. Și am și o mini balustradă ca să nu intru direct în... în apă. Da, acum, având în vedere că nu... Cu toate că, ia, pentru noi chiar vedem mai bine unde-i problemuța. Putem să radem lumânări. Pam. Și uite, aici deja avem o problemă. Ia să vedem cât de gravă e. 5, 4, 5, 4, 5, 6, 8, 9, 5. Bun, deci cam pe aici ar trebui să lucrăm. Și mai facem încă un de-asta. Pam, pam, pam. Pam. Ia să vedem iar. 12, 11, 12, 11, 9, 9, 9, 10, 12... 8, 8, unde am văzut 8-ul, 8-ul, bun, 11, 12, 11, încă o dată, aici mă uit la la această valoare, dacă aceasta este sub 8, adică de la 7 în jos, îmi pot apărea monștri, deci trebuie să mă uit să nu fie 7, niciodată 7, ok, așa, pe aici sunt ok. Pe aici sunt ok. Pe pod am avut un 8. Da, da, 8 nu mă deranjează. 8, 12, 10, 9. Bun, 11, 12, 8. Cred că
Dacă pun unul aici, ia să vedem. Tic. Scoatem jenantul. Pam. Pam, pam. Eu, aici mi-e că obstrucționează drumul, sau? Puțin. A, nu. Nu, nu, nu foarte mult, că am totuși 3-ul. Vreau să am tot timpul lat de 3, cum ziceam. Și scoatem iar F3-ul. Bun, aici e ok. 13. Aici e ok că l-am pe ăsta. Hai să te scoți și pe tine, și pe tine, și pe tine. Fii, uite, deja aici e pericol, dar putem să... Pam! Bun, pe ăsta l-am pus, așa, pe tine te scot și devine pericol, dar dacă pun una de-asta aici, mai avem pericol vreodată pe acest drumuleț? Da, avem aici un pericol mic. Și acum nu-l mai avem deloc. Super! Deci, dragilor, cred că asta este, pardon, așa, asta este o strategie bună de a acoperi un iluminat, să nu fie numai torțe în mijlocul drumului. Cred că este foarte frumos să acoperim mai drăguț cu anumite artificii. Există, de exemplu, și blocuri transparente, cum ar veni, de exemplu, pistoanele. Pistoanele sunt blocuri transparente și transmit lumină prin. Deci dacă avem undeva zonă cu lemn, cum ar fi pe aici așa, o să putem să folosim și zonă cu lemn. Dar acum hai să-mi caut un pat și să fac puțin nani, ca să se facă iar zi. Ce bine că am făcut o mică pauză, cu ocazia asta mi-am dat seama că din păcate nu mai avem timp, dragilor. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest aranjament de iluminat stradal, de curte, nocturnă și ne vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!